Ziua Științei, eveniment aflat la a treia ediție la Liceul Tudor Vianu, a devenit una dintre activitățile cele mai atractive pentru liceeni și pentru elevii de clasa a 8-a din școlile gimnaziale giurgiuvene. Pe lângă latura strict științifică, este o bună ocazie de a promova științele pe care elevii le studiază. Ziua Științei este un eveniment organizat de Liceul Teoretic Tudor Vianu, în cadrul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun. Este un eveniment organizat în parteneriat cu școli gimnaziale din orașul Giurgiu, școala numărul 1 Sfântul Gheorghe, școala numărul 8 Academician Marin Voiculescu, școala numărul 4 Mihai Eminescu și școala numărul 7. Acest eveniment este deja la a treia ediție, având în vedere succesul pe care l-am avut în anii anteriori. Scopul principal este de a stimula interesul elevilor pentru studiul științelor și, nu în ultimul rând, de a promova activitățile realizate în cadrul Liceului Teoretic Tudor Vianu. Elevii de liceu le-au prezentat astăzi colegilor mai tineri din școlile gimnaziale diverse experimente desfășurate în laboratoarele de biologie, fizică și chimie. Activitățile au fost organizate pe ateliere sub îndrumarea profesorilor de specialitate și au stârnit interesul elevilor veniți în vizită. Liceenii s-au pregătit cum se cuvine pentru aceste experimente, astfel încât să își îndeplinească așa cum trebuie rolurile de gazde. Ce activități se desfășoară în Ziua Științei? Activități experimentale de fizică, chimie și biologie în cele trei laboratoare de fizică, chimie, biologie. Activități realizate de elevii de liceu pentru elevii de gimnaziu sub coordonarea profesorilor de fizică, chimie și biologie. Și, nu în ultimul rând, anul 2015 este Anul Internațional al Luminii și elevii au ocazia să prezinte mici experimente care pun în evidență fenomenele optice și marcăm în acest fel și Anul Internațional al Luminii. Ca să nu neglijăm partea umanistă, pentru că Liceul Teoretic Tudor Vianu este un liceu cu profil real și profil umanist, avem și o expoziție tematică Regalitate și Eleganță, o expoziție realizată tot de elevii liceului nostru, pe care vizitatorii au ocazia să o vizioneze. Ziua Științei face parte din acțiunile organizate de Liceul Tudor Vianu în programul denumit Școala Altfel. Tot în cadrul acestui program, elevilor de clasa a 8-a le este prezentat liceul în ansamblul lui și le sunt explicate oportunitățile oferite de această unitate de învățământ celor care vor opta să urmeze cursurile aici după terminarea gimnaziului.